Pe lângă pregătirea proiectelor în vederea accesării de fonduri în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Salini pentru modernizarea drumurilor județene, Consiliul Județean Brașov a finalizat o nouă achiziție tot în domeniul refacerii infrastructurii rutiere, având ca sursă de finanțare bugetul propriu al județului. Este vorba despre realizarea obiectivului proiect tehnic și execuție consolidare alunecare de teren pe drumul județean Galați-Calbor-Boholți, inclus în lista de investiții aprobată de Forul Deliberativ Județean pentru anul în curs. Este vorba despre un drum important pentru locuitorii din împrejurimile Făgărașului, care în momentul de față nu dispun de o cale de acces spre municipii și spre nordul județului, care să poată fi utilizată în condiții normale. Drumul este deteriorat, cu denivelări, tasări, are structuri asfaltice și crăpături accentuate care îngreunează circulația și pun la grea încercare îndemânarea șoferilor. DJ-140J este situat la nord de Făgăraș, pe dreapta Oltului, și asigură legătura satelor Boholți și Calbor din comuna Beclan cu cartierul Galați al Făgărașului, fiind singura rută pe care locuitorii din zonă o pot folosi atât pentru a ajunge în municipiul Făgăraș și implicit la DN1, cât și pentru a se deplasa spre Rupe. La data limită pentru depunerea ofertelor stabilită în data de 18 august 2021, au fost înregistrate 5 documentații provenite de la operatorii unici și asocieri de firme. Detalii despre câștigătorii licitației și despre cei care vor face această lucrare le puteți găsi pe www.tvfăgăraș.ro.